Bun găsit, doamnelor și domnilor, ne revedem după o pauză de câteva săptămâni, o pauză din motive obiective, încă n-am intrat în vacanța de vară așa cum probabil vă așteptați. De fapt, dacă ne uităm afară, nici nu pare că e vară încă, pare mai degrabă că e o toamnă de vreme, așa să zic. Dar sigur, nu vom vorbi în această seară despre condițiile meteo, ci vom avea cu totul alte subiecte, sperăm noi, subiecte interesante. Ca în fiecare vineri seara, invitatul meu, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule Tașche, bună seara telespectatorilor noștri. Înainte de a intra în subiecte, vă antrenați deja să-mi ziceți domnule profesor sau? Să știi că am primit un telefon, poate chiar două. În urma postării mele. În urma postării, da. Cred că te grăbești pentru că urmează ceea ce s-ar putea numi lunga vară fierbinte și după cum a început să joace și una și cealaltă din tabere, dar mai ales tabăra lui Câțu, din punctul meu de vedere, catalogând-o drept necorectă, să nu-i spun incorectă sau mizerabilă, multă lume din PNL se va răzgândi, ca să nu spun, se va scârbi. Știți că rămășagul rămâne, rămâne în picioare și înainte de a intra subiecte, 10 secunde, vă rog să-mi spuneți pe cine mai coordonează Vetuța Stănescu în PNL, pentru că Tiberiu Iacobliți susține pe Câțu, Oancea susține pe Câțu. Păi și doamna Stănescu a anunțat că... Și doamna Stănescu, mie mi-a declarat personal că de la începutul anului s-a canalizat pe domnul Orban. Am văzut că acum împreună cu domnul primar Oancea au... Deci e serioasă și doamna asta, de acum, așa cum am bănuit. Eu cred că se vor mai răzgândi. De altfel, eu ți-am spus... Dacă trebuie să-ți spun, o să-ți spun. Domnule profesor. Oricum, eu deja trei ediții, mă pregătesc. Trei ediții. Numai trei ediții? Păi așa ți-am spus. Până la sfârșitul anului ar trebui. Păi ce ăsta e pariu lung, nu e? Pentru trei ediții nu mă mai bag la rămășac. Adică este, un joc la miză mare întotdeauna. Ascultă-mă, este doar o victorie de etapă sau într-o altă butadă. S-a pierdut o bătălie, ca să spun așa, nu s-a pierdut războiul. Eu pariez în continuare pe Orban. Nu că îl simpatizez, știi că nu îl simpatizez, dar este un de partid, este din ianuarie 90 în PNL. Eu zic PNL. Să mai puneți la rămășagul nostru și o damigeană de minim 5 litri de vin din recolta de anul ăsta. Bine. Doamne și noi, ca să vă explic această introducere, în această zi am citit un titlu foarte interesant. Pe știri pe surse pot să și dezvălui, găsiți comentariul cât și informația pe pagina de Facebook a emisiunii. Am spus că am pus cu domnul profesor Rămășac că va câștiga Florin Câțu, încă de astă primăvară, cred, sau de când s-a anunțat domnul Câțu, nu mai știu când s-a anunțat, acum vreo o lună, două. Așa, și domnul profesor a zis că dacă va câștiga domnul Câțu șefia PNL, o să-mi spună domnule profesor... Trei ediții. A, și asta cu trei ediții, o să mă uit pe casetă, dar să nu cred că am de trei ediții. Dar oricum prelungesc până la sfârșitul anului, că nu mă joc, la trei ediții nu joc, adică nu... Eu joc la miză mare, ca să fie clar. Bă, într-o dimineață, dacă tot intrăm acum în glume, te-am văzut, alergai ca un nebun. Te-am claxonat, ți-aduce aminte, nu? Da, sigur. Mai se uita la mine, întorcea capul. Vrei să ieși din viața mea? Vreau să plec, cât mai departe, în vacanță, aștept să vină vara. Sau mai este varianta numărul 2, care este și mai plauzibilă. Așa? Tu fugeai de parcă ai fi fugit de cineva? De căsătorie. Da, asta este un subiect foarte interesant. O să discutăm odată când o să facem o ediție aniversară. Sau, mă rog, nu știu cum o să facem, dar o să vedem. Gata cu introducerea, intrăm în subiect. Domnilor și domnilor, săptămâna aceasta am fost reconfirmat în ceea ce am spus de-a lungul vremii. Și eu și invitatul meu am scris și am vorbit despre asta în dese rânduri. Cetățeanul român este pe comprom. Nu de azi, de ieri, dar cu fiecare... lună, cu fiecare an care trece, avem tot mai multe dovezi că suntem pe cont propriu. Ferească-ne Dumnezeu, și o să vedeți în ultimul punct al emisiunii că siguranța noastră este grav pusă în pericol, chiar aproape de noi, sau în buza noastră. Și ca să mă întorc la ceea ce spuneam, aș spune că poliția română devine tot mai jenantă și o să vedeți imediat ce colegii mei vor pune pe ecran ceea ce v-am pregătit. S-a întâmplat la Buzău, în România. Nu în America, nu în Coreea de Nord, nu știu unde, în orice țară, în România. Deci s-a întâmplat acest lucru, o să vedeți imediat despre ce e vorba. Cum e, domnule profesor? Ne confirmă realitatea? Din punctul meu de vedere, și de această dată aș vrea să analizăm problema cât se poate de serios și inclusiv din punct de vedere sociologic, poliția, ca instituție,
prin organizațiile ei, care sunt polițiile locale, inspectoratele din absolut toată țara, ar trebui să dispună de o imagine cât se poate de solidă, de puternică. Dar, această instituție, zic eu că a intrat într-o zodie, ca să-i spun așa, nenorocoasă, ghinionistă, pentru că scandalurile cu privire la calitatea individului uman care lucrează și face muncă de poliție sunt din ce în ce mai numeroase. Am făcut o scurtă, să-i spunem, trecere în revistă a unor evenimente care s-au petrecut doar în urmă cu o lună. Și fiți atent aici ce am găsit eu. 10 polițiști de la Serviciul de Înmatriculări Timiș au fost săltați luni dimineață, 9 dintre ei au fost reținuți și unul dintre ei este cercetat sub control judiciar. Deci, atenție, și ca să vedeți, la modul ironic, ei au fost ridicați exact de la un curs anticorupție. Deci, oamenii ăștia erau niște șpăgari nenorociți. Și s-au dat un curs anticorupție. Da, și ei mergeau, frecventau un curs anticorupție, lucrau la permise și în matriculări, deci la poliția rutieră până la urmă. Ceea ce a făcut ca în fiecare zi, cea mai mică sumă cu care plecau ei acasă era în jurul la 200-300 de euro. Faceți un calcul să vedeți cu cât își rotunjeau fiecare dintre ei veniturile. Cazul numărul 2. Bun job aveam. Asta s-a întâmplat în 14 iunie. Cazul numărul 2, 3 iunie. Numai puțin de 11 polițiști rutieri au fost reținuți în urma descinderilor de la Serviciul de Poliție Rutieră din Botoșani. Ce făceau acești cetățeni? Sunt acuzați că luau șpagă de la șoferi, inventau nereguli în trafic, falsificau acte și așa mai departe. Fii atent. Este vorba despre 11 din 11, adică 100%. La Sibiu, 25 de polițiști anchetați din 27, că atât e tot serviciilor rutier, 13 arestați. Asta se întâmplă în 24 mai 2021, deci nu mai departe de acum nicio lună. Comunicat DNA, șeful de la permisie auto Suceava putea să încaseze și 20.000 de euro mită într-o singură zi. Asta se întâmplă în 2020, la sfârșitul, știi, anului. Așa? Și ca să vezi ce calitate. Bă, dacă tot ești pus pe făcut avere, trebuie să ai și un oarecare ștaif. Ăsta își ținea banii și bijuteriile în lighiane și în găleț. Adică nici măcar un troller. Nu punea nici preț așa pe ei. Adică le nervau de-a dreptul. Deci o mentalitate de nenorocit. Definitiv zdruncinat. Cazul numărul 5. Fii atent. Ăsta este colosal. Știi cine este șeful corpului de control al poliției române? Nu, dar sunt comis cum să-mi spuneți. Fii sigur de chestia asta. Știrea este din 16 iunie. În fapt este un comisar șef prins anul trecut băul la volan mangă. Așa. Și ăștia ce au făcut? L-au pedepsit și l-au pus șeful corpului de control al poliției române. În condiția asta, el trebuie singur să se autopedepsească. Dă seama ce pedeapsă își va da asta. Sigur, se va autoflagela, probabil. N-am făcut decât... nu, se va autoabsolvi, autoexonera. Glumesc. Am făcut o comparație între modul în care se face școală ca să devii polițist în Franța, stat occidental la care noi ne raportăm mereu, și la noi. Fii atent ce este în Franța. Vorbesc o secundă. Îi rog pe colegii mei să mai dea imaginile cu domnul de la Buzău. Și o să și fac o mică paranteză, povestesc, un cetățean a găsit pe stradă niște alți cetățeni care vindeau păsări într-o zonă suspectă sau într-un focar de gripă aviară. Omul i-a filmat, după care cei filmați, ca să zic așa, l-au urmărit pe domnul în cauză și au stricat mașina. O să vedeți, este și un pasaj foarte interesant în care în fața unei domnișoare polițist un cetățean sare cu picioarele în mașină. Deci nici mai mult, nici mai puțin. Adică așa, atât de multă autoritate avea domnișoara polițist, că l-a durut pe domnul respectiv fix în călcâi, ca să zic așa. Vă rog, scuzați-mă. Deci în Franța, ca să dobândești calitatea de polițist, trebuie să dai așa. Prima oară ca să fii admis. Test de cultură generală, test pentru rezolvarea unui caz practic, chestionar cu răspunsuri multiple, teste de compoziție despre dreptul penal în Franța și în statele Uniunii Europene, teste fizice, teste psihotehnice, test de limbă străină, la final interviu cu comisia. Și apoi urmează 22 de luni de pregătire, asta în cazul în care ești admis. Deci aproape 2 ani. Da, fii atent. În România se dă un test psihologic și știm bine cum sunt testele psihologice în România, pentru că dacă mergi un pic pe stradă și circuli, vei vedea numai nebuni care sunt la volanul mașinilor. Un test medical plus proba sportivă. Probă sportivă care constă în, am citit, aruncat la țintă cu mingea, ținut echilibru pe bârnă și săritura la lungime.
două teste grile de limba română și o limbă străină și după care 4 luni de pregătire. Deci de la 24 de luni aproape, nu? De 6 ori mai puțin. Deci atunci ne mirăm, dar să știți că mi-a plăcut la francez acolo cu testul de cultură generală. Păi dacă îl dăm în poliția română, rămânem nici fără aia 11 care ziceți noastră, deci, domnule, la circulație. Eu cultura cred că generală e grea. Noi acum nu avem poliție. Noi avem ceva care ar încerca cu greu să se prefigureze în miliție. Și cred că sunt nedrept, pentru că miliția avea o prestanță, un prestigiu și profesioniști comparativ cu ce are astăzi poliția română. Eu nu spun. Și probleme și miliția, nu putem să zic. Fii atent aici. Eu o secundă vă opresc, uitați, doamnelor și domnilor, acesta este fragmentul celebru. Urmăriți-o pe domnișoara polițist și cât de mult respect îi acordă cetățeanul care tocmai s-a urcat pe mașină și ce nedumerită e domnișoara aceasta, săraca, nu știe cotro s-o apuce. Evident că omul s-a simțit foarte în siguranță și a demarat în trombă și a văzut omul de drum, ca să zic așa. La sfârșit, dacă colegii mei o să lase până la sfârșit, o să vedeți că mașina este într-un mare fel după această aventură. Vă rog. Bun, asta aș dori să spun. Eu nu cred că avem o instituție a poliției în România în condițiile în care, v-am spus, șeful corpului de control al poliției României a fost prins băut mangă. Mă înțelegi? Și el este, nu este pedepsit, el este numit șef. Noi știți cum e, că în poliție nu se prea pedepsește, se exilează așa într-un anume fel. Domnule Tașcăr, eu am mai spus în această emisiune, în mai multe rânduri, că pe de o parte România este un stat eșuat, dar după asta m-am corectat și am spus că România de fapt este un stat care are toate caracteristicile statului mafiot. Din păcate, dacă am fi o țară care s-ar respecta, ce am face? Am privatizat mafia. Și mă întrebați cum adică. Am stat și m-am gândit, așa eram la mine la birou, scriam, citeam și asta. Pentru că la noi mafia nu e privatizată, mafia e de stat, mafia este în structurile de stat. Ori în țări civilizate precum Franța, Germania, Spania, mafia e privatizată, o fac particulari, iar ăștia care sunt polițiști fug după ei ca să-i bage la bulău, să-i aresteze. Da, aici vă dau dreptate. Da, la noi mafia e în general de stat sau în mână cu statul. Că mai, o să vorbim și în această zi. Încă o chestie foarte interesantă. Vă rog. S-a scos prevederea după care cei care vor să intre în poliție, în procuratură, în judecătorii, tribunale, etc., să nu fie avut în familie persoane cu antecedente penale. Și când mă refer la antecedente penale, am în vedere proxenetism, droguri, prostituție, trafic de persoane, etc., etc. S-a scos această prevedere. Știți de ce, domnule Tașcă? Nu știu, dar sunt sigur că... Dacă vei întreba orice interlop cu ștaif, ce vrea el să-și facă băiatul fata, îți va spune, polițist, judecător, procuror, etc. De ce? Pentru că ei au nevoie de ceea ce se numește SPP, Serviciul de Pază și Protecție. Iar numai ăștia pot să le furnizeze cel mai important element care se numește informația. De ce credeți că după ce iasă la pensie la 45 de ani, se reîntorc în sistem? Pentru că sunt trimiși de lumea interlopă înapoi. Eu aș spune că SPP înseamnă Serviciu de Protecție Personală, dacă poți. Domnule, să... eu v-am spus cum văd eu. Deci, că în e clar că oamenii ăștia se duc acolo să asigură protecție. În condițiile în care... Și încă o chestie foarte interesantă. Că vreau să trecem la... Știți, se spune, domnule, nu trebuie să generalizăm. Păi când arestezi 25 din 27, care e 92%, cum pot să spun? Când iei 11 din 11, 10 din 10, pe la Bacău sau la Botoșani, au arestat 8 sau 9 din 15, mai mult de jumătate. Păi aici noi nu mai vorbim despre, domne, nicio pădure nu are uscături. Aici noi vorbim de niște păduri uscate în proporție de complet. 90%. Da. De acord. Doamne și domnule, închidem acest subiect. Cu siguranță realitatea ne va mai forța să vorbim despre el, pentru că, după cum vedeți, tehnologia este în avantajul nostru, în sensul că avem imagini aproape uimitoare. Deci nu-ți vine să crezi că se întâmplă așa ceva într-o țară, așa zis, pașnică până mai de ună. Da? O să vedeți și astăzi că lucrurile nu arată chiar bine și cu atât mai mult, așa cum am denumit acest punct, cetățeanul român este pe cont propriu. Fiți cu mare băgare de seamă, doamnelor și domnilor. Trecem la al doilea punct și discutăm despre un lucru pe care recunosc că l-am preconizat într-un fel, pentru că a fost clar că valul acesta de vaccinări la un moment dat se va estompa. Cam toți cei care au vrut să se vaccineze, într-un fel sau altul, s-au vaccinat. Astăzi auzim tot mai des că vaccinarea se află în impas. Centre de vaccinare se închid zilnic, auzim la televizor, că centre de vaccinare care au funcționat de unăzi se închid. Pentru că nu mai au ce face.
Stau degeaba oamenii acolo. Cum vi se pare, domnule profesor? Eu am spus de multe ori și cumva poate cei care mă urmăresc poate au considerat că sunt subiectiv. Am spus că o mare vină a campaniei de vaccinare este că nu e făcută profesionist, că nu e făcută de comunicatori, e făcută de unii după ureche, așa cum li s-a părut lor, că dă mai bine. Aș putea să intru direct în subiect, dar prima oară aș vrea să spun că originea vaccinării, am citit-o și eu și foarte interesant, datează undeva de pe la anii 1700 și are ca punct de plecare Turcia, Istanbul. Oh, nici n-ai fi zis, da. Dar fii atent cum se făcea. Din cauza varicelei, variolei, care lăsa, cum să spun eu, niște sechele extraordinare asupra indivizilor, femeile găsiseră o soluție, experimentaseră, în sensul că luau puroi din pustulele unui supraviețuitor al variolei, după care ce făceau? Ceea ce se numește inoculare sau grefare, te zgâriau pe braț, pe tine ca sănătos și amestecau din puroiul celor care era supraviețuitor. Deci conștientizaseră faptul că cineva care a supraviețuit are în interiorul lui anticorpii necesari pe care poate să-i... La 1700. 1700, așa. Această practică a fost împrumutată de soția ambasadorului englez la vremea respectivă și dusă în Anglia, a stârnit acolo un scandal imens, ceea ce ne arată foarte clar că, bineînțeles, era o practică barbară să iei puroi. Sigur, eficientă probabil. S-a dovedit a fi eficientă. Au trecut sute de ani, 300 de ani de atunci și totuși oamenii încă sunt suficient de, cum să-i spunem, regetativi vis-a-vis de respingători, resping ideea aceasta a vaccinării. Spune că s-a intrat în impas. De ce? Pentru că inițial, deci putem să împărțim societatea în mai multe segmente, dar acum o putem împărți în două. A fost segmentul celor care sunt mai, să spunem, informați, mai puțin fricoși, mai la curent cu ultimele descoperiri în ceea ce înseamnă medicină, etc., tehnică, mai speriat, și există cel de-al doilea segment al celor care probabil că nu sunt informați, sunt tributari unor prejudecăți, stereotipuri de natură religioasă. Din păcate nu îi ajută nimeni să se informeze mai bine. Eu ți-am spus, aș fi fost adeptul și sunt adeptul vaccinării. Nu m-am vaccinat din cauza că am o alergie care mă face să am mari semne de întrebare cu privire la modul în care aș trece prin acest vaccin. Deci am acest lucru. Deci fac parte din cel de-al doilea segment până la urmă. Dar mental sunt încadrat în primul. Da, jucați în două luntri. Nu. Dar fii atent, mergând mai departe. Ai spus că undeva este vina... Eu zic că este și o cauză aici. Sigur că, până la urmă, 4,2 milioane de oameni s-au vaccinat. Nu e o cifră mică, însă nu e o cifră nici mare. Însă, și vreau să discutăm un pic despre asta. Știți ce s-a întâmplat? La început... sau, mă rog, nu chiar la început, când au început să se facă vaccinuri. Foarte multă lume și-a dorit să se vaccine. Și eu am fost printre cei care și-au dorit. Nu chiar în prima etapă, când s-au vaccinat persoanele în vârstă, cei din linia întâi și așa mai departe. Și ce e esențial, că vedeți că aici ne întoarcem cumva. E un cerc vicios din ăsta care tot timpul ajungem la niște indivizi, ăștia cum sunt prin poliție și prin alte zone rarefiate, care se consideră mai presus. Dar mă întorc. Și atunci sistemul... corupția și tot ce mai vreți dumneavoastră, nu te lăsa să te vaccinezi. Te ținea așa ca într-un căpăstru și spunea nu, că nu trebuie să te vaccinezi tu. Eu mi-am aminte că m-am înscris la școala generală numărul 7 din Petroșani, la centru de acolo, să mă vaccinez și două săptămâni nu m-a întrebat nimeni nici cât e ceas. Bun, dar în același timp îți aduce aminte că am discutat despre afacerea măștilor neconforme. Da. Știi? Da, au plătit 280 de milioane și banii au fost conforme. Banii au fost luați. Acum există producători de vaccin care sunt înnebuniți să-și vândă produsele, au investit în cercetare, au investit în fabricație, în transport, etc. Ăștia sunt niște bani pe care guvernul oricum i-a plătit. Dar cred că i-a plătit Uniunea Europeană, da? Contează mai puțin, tot bani publici. România contribuie la bugetul Uniunii Europene, da? Prin urmare, România și-a plătit vaccinurile. Dar va veni faza numărul 2, în care oamenii este foarte posibil să-și plătească de unii singuri vaccinarea. Domnul prietenul nostru, domnul Orban, așa a anunțat, da, a scăpat gura și a zis-o. Bun. Și aici este o afacere. Industria farmaceutică este cea mai mare afacere alături de învățământ din lume. Dar aș vrea să spun că, vis-a-vis de teoriile astea conspiraționiste, cele mai multe n-au plecat din țări obscure. Ele au plecat din state precum Anglia sau Statele Unite ale Americii. Și ele au la bază anumite elemente care sunt cât se poate de
reale. Fii atent. Știi că în anii 1950 poliomielita desfăcea ravagii în Statele Unite, erau cazuri sute și sute de mii de persoane care se îmbolnăveau. Și atunci ăștia au investit foarte mult în cercetare și au descoperit că cel mai bun pat germinativ pentru a cultiva acest virus îl constituie, știi ce? Rinichii de maimuță tocați. Numai că au făcut o greșeală. Nu au verificat starea de sănătate a maimuțelor. A, și au fost și maimuțe bolnave. Au descoperit două lucruri șocante. Că, pe de o parte, cancerul poate să fie transmisibil din cauza unor doze de vaccin care au fost, să spunem, contaminate. Și, în altă ordine de idei, au produs anumite tumori de natură cerebrală. Este un caz pe care l-am citit, e relatat, scris într-o carte foarte interesantă, deci sunt cazuri care nu sunt obscure, luate, culese de pe internet. Deci, inclusiv această industrie farmaceutică, în dorința de a fabrica repede, de a interveni pe piață, poate să greșească. Deci, iată că și teoriile conspiraționiste au... Bun, dar cum vă explicați totuși că citeam de unezi că, de exemplu, englezii... Da. Sunt la niște proporții ale vaccinării. 75%. Da, din 50% cu două doze, 75% cu o singură doză. Adică și totuși e un popor mult mai numeros decât suntem noi și pe teritoriul României, dacă pot să zic așa. Ei au niște caracteristici, niște specificități. Ei au votat ieșirea din Uniunea Europeană și și-au dat seama a doua zi ce au făcut. Că ei n-au vrut de fapt să... Dar da, dar văd că se descurcă și așa. Așa. Au deci mers, au niște mici probleme. Au mers pe ideea contaminării în masă, nu vindecare, imunizare de turmă. După asta și-au dat seama că nu este în regulă. Dar pare să că acolo guvernul, autoritățile locale, școala, liderii comunității, liderii religioși au acționat la maniera în care ar fi trebuit. Și eu zic, deci sunt exemple de bune practici, ca să zic așa, dar iată că în România suntem în această belea. Până la urmă, cum vedeți viitorul? Eu ți-am spus și acum câteva emisiuni, în orice moment în țară, cel puțin jumătate din populație, sau 40% va fi nevaccinată. În orice moment, pentru că mă vaccinez, după 12 luni de zile vaccinul își pierde starea de efect, intru din nou în situația omului pe care... Bun, și dacă așa totul își pierde la păi asta se va întâmpla, dar asta este, trebuie să ne obișnuim. Sigur, deci, da. Dacă ești vaccinat, nu înseamnă că nu porți boala, nu te îmbolnăvești, boala o porți. Și nu faci forme grave, așa se spune. Da. Deci eu privesc, cum să spun eu, acest lucru cu multe semne de întrebare. Numai să nu mai vină niște valuri și atunci să ne pară rău sau să le pară rău celor care nu s-au vaccinat. Întotdeauna se poate și mai rău. Aici apare problema. Doamne și domnilor, această chestiune ne preocupă și mă preocupă pentru că vrem, într-un fel sau altul, să ne întoarcem la viața normală. Însă se pare că undeva ceva nu funcționează și eu rămân la părerea mea că ce nu funcționează în mod clar și grav este această comunicare a autorităților care în continuare mie mi se pare extrem de deficitară. Dumnezeu, o secundă dacă îmi permiți. Am văzut un filmuleț pe internet cu o doamnă care ocupă funcția de ministru în Guvernul României, o cheamă Raluca Turcan, și care comunica pe stradă. Te uiți în ochii mei, nu? Da, uite-te în ochii mei, îți dai seama câți au șansa să se uite în ochii mei. E o drăgălașă. O să inimii de la comunicare. De ce sunt chestia asta? Pentru că, și s-aduce aminte că s-a făcut foarte mult haz pe seama doamnei Viorica, nu? Așa, dar care este... A rămas la suflet la Viorica. Da. Aștept să-i cumpărați carne. Vreau să... Să-i promotați și mie. Nu cred că a spus la atât de multe prostii cât scoate în stil rafală de mitraliere această doamnă Raluca Turcan, care trimisă pe teren, deci nu știe geografie, nu știe județele țării, nu știe, cum să spun eu, un comportament, când vorbiți de comunicare, adecvat în raport cu cetățeanul de pe stradă. Îți dai seama, asta trimisă să comunice, a abordat o atitudine de Dumnezeu, de zeiță în raport cu nea, da, adică, nu știu care de pe stradă. Adică, ce privilegiu ai că te uiți în ochii mei. A și spus, îți dai seama ce șansă ai să te uiți în ochii mei. Da, știu povestea. Bun. Să știți aici, dacă vreți să mai facem o parateză, să știți că și eu am avut ocazia să mă uit în ochii doamnei Turcan. Când a venit în Petroșani, la sala de marmură, am așteptat acolo mai mulți jurnaliști. Când a intrat în sala, a venit simtit la mine, n-am înțeles de ce. N-am dat mâna, dar am bătut pumnul, să știți, cu doamna Turcan, ca americani, așa. Dar să știți că m-a dezamăgit când i-am pus o întrebare, că n-a știut să răspundă. Păi este exact ce spuneam, că tu vorbești despre comunicare. Și o alta care se apropie rapid de nivelul doamnei Turcan este Gorghiu.
Da, da, da. Fostă șefa PNL. Vedeți că sunt și momente în care suntem pe aceeași lungime. Închidem cu vaccinarea? Eu oricum nu fac. Deci, da, invitatul meu nu se vaccinează, așa păi că nu, nu, nu. Puteți să trecem nu, mai nu, departe. Nu, deci am nu înțeles, este un îndemn la nevaccinare, să nu se înțeleagă greșit. Nu, nu, nu. Nu, telespectatorii noștri sunt mai deștepți ca ei, altora sunt convins de asta, că astfel nu s-au uitat la emisiunea noastră. Punctul 3, doamnelor și domnilor, pe care l-am pregătit astăzi pentru noastră, se referă din nou la disponibilizări în Valea Jiului. De, din 97, cred că nu este an aproape să nu vorbim de disponibilizări. Tot disponibilizăm, tot disponibilizăm, pe de altă parte se angajează, să mai ia că se spune... cum ar veni pe surse, că se mai dau și niște șpăci pe la angajare, care nu sunt chiar mici, sunt niște mii de euro. Vă las pe dumneavoastră să vă gândiți la cine ajung aceste sume cu mulți de zero și cu euro la sfârșit. La 31 de ani de la Mineriada din 90, despre care invitatul meu a și scris un text, am scris aproape în fiecare an despre această Mineriadă și probabil că vom mai scrie până niciodată, nu cred că vom, sau nu vom fi noi în viață când se va afla adevărul, dacă se va mai afla. Vorbim tot de disponibilizări. Cum vi se pare acest lucru, domnule profesor? Că tot disponibilizăm din 97. Câți ani sunt din 97? Sunt destui. Sunt mulți. Fii atent. 24 de ani. Da. Un sfert de secol. Da, deci de 25 de ani tot disponibilizăm și tot mai avem și tot dăm la bani și tot mergem înainte. Îți dai seama ce amploare a avut industria extractivă în Valea Jiului dacă timp de un sfert de secol ăștia săracii se chinuie să-i dea pe ăștia la alți afară, să închide exploatări, să le conserve. Dă-ți seama ce industrie a fost aici. Ce a fost, da, ce da, a, fost da a fost, a fost, într-adevăr, deci, aici sunt, sunt de acord. Aceste disponibilizări nu reprezintă oportunități pentru cei care apelează. Nu, e un capăt de drum. Da. E un capăt de drum. Să nu plece oamenii cu mâna goală, primesc și niște bani. Aici este foarte bine că le dau banii respectiv, nu știu câte, 24 de da, salarii. Da, câte... sume frumușele, înțeleg. Acum nu cum ar merita, probabil. Bun, dar sunt după oameni... mulți dintre cei care se uită, probabil că nu cum ar merita. Sunt oameni care ar mai fi avut ani de zile în câmpul muncii, ca să mă exprim am așa. Cred că pleacă majoritatea cei care sunt la aproape de pensionare cu... 24 da, de luni de... Au și ei 45, între 45 și 50 de ani, da? E, în condiții... Și mai primesc 2 ani venit în completare sau cum se în condițiile în care, în condițiile în care se tot vorbește despre prelungirea vârstei de pensionare în România până la 70 de ani pentru bărbați. Opțional. Pentru profesorii cam noastră. Da. Mulțumesc. Legea asta. Pe mine nu mă deranjează. Vreau să spun că nu reprezintă o oportunitate. Pe de o parte, pentru că banii respectivi nu sunt foarte mulți neapărat, pentru că nu-ți permis să-ți deschizi o afacere sau nu-ți permis să te muți într-o zonă agricolă, să-i spunem a țării, ca să-ți deschizi, nu știu ce, agroturism. Suprafețe de teren. Nu, sunt absolut insuficienți. Dar, în momentul în care, timp de un sfert de secol, faci niște tâmpenii, și am mai dat definiția nebuniei lui Einstein, să faci în permanență același lucru și să speri la rezultate diferite. Care au fost rezultatele diferite? Au fost îmbogățite câteva firme care au făcut reconversie. Câțiva indivizi. Câțiva indivizi veroși. Veroși. Așa. Care n-au făcut reconversie profesională. Care n-au făcut reinstruire cu ei. Pentru că și știm bine cum se vând diplomele astea și cum se iau. Ce să știți că nu în toate cazurile. Nu în toate, nu în toate cazurile. Aici dar... eu am experiențe pozitive, să zic. Dacă ar fi să... chestionăm, să urmărim traseul profesional al unora care s-au disponibilizat, au făcut aceste cursuri și apoi s-au angajat, vom vedea că cea mai mare parte a lor fie au rămas neangajați și au așteptat pensia, fie au migrat în Germania, în Spania. Cred că cei mai mulți au migrat cu sau fără cursuri în Franța. Deci, ca informație, ca să vezi ce amploare a avut mineritul. În 97, numai la nivel de Valea Jiului disponibilizează 15.000 de 15.800. La nivel de RAH, RAH-ul presupunea și exploatări din altă parte a țării, s-au disponibilizat 18.000. Valul numărul 2 generează 2074 de cum îi spune, disponibilizări, iar valul numărul 3 370 în Valea Jiului, 501 la nivel de CNH. În total, numai în Valea Jiului s-au disponibilizat 18.343 de... În total, spre 20.000. Da, cu totul. Da, spre și cu ce mai fac ei acum, sigur. Deci, încă o dată... Nu, fără ăștia. Nu, acești 18.000 plus ăștia care se disponibilizează acum sunt 20.000. Nu, dar zic, nu, atunci cu totul s-au făcut vreo 20.000 și după aceea în fiecare an aproape au mai plecat. În fine.
Câte 1000-2000. Consecințele. Am deprofesionalizat mână de lucru care a fost foarte bine pregătită în condițiile în care școlile profesionale și liceele industriale își făceau treaba și produceau... Să știți că specialiștii v-ar spune că cea mai mare pregătire s-a făcut în mină, la locul de muncă. Da, dar ei nu se duceau, cum să spun eu, carne de tun acolo. Ei plecau deja, aveau 10 clase sau liceu și în practicile de specialitate... E chiar mult folclor aici, eu cred că învățau mai mult acolo. Nu categoric te specializezi la locul de muncă, dar ei nu se duceau tabula rasa, adică aveau cunoștințe teoretice, cunoștințe practice. Consecințele constau în deprofesionalizarea forței de muncă. Depopulare masivă. Stai numai un pic. Adică investim în pregătirea profesională a zeci de mii de indivizi. Ce înseamnă chestia asta? Că ani de zile îi țin la școală, le plătesc profesori, țin în viață instituții, plătesc curent, energie termică, etc., etc., femei de serviciu, până la urmă, toate astea se contabilizează, se cuantifică în pregătirea unui individ. Și după asta ce fac? Îl pun pe liber. Nu mai am nevoie de tine. Păi acești oameni care la 40-45 de ani și la 30 de ani s-au disponibilizat, știi foarte clar că era condiția să aibă minim... Ca și la 20 ani. Și în primii ani atunci. Trebuiau recuperați. Cea mai prețioasă resursă este resursa umană, în afară de bani. Deci banii sunt pe locul 2. Dacă nu ai resursă umană, gândește că un individ uman, printr-un ciclu, să-i spunem, educațional complet, investești în el în jur de 25 de ani, începând de la grădiniță și până la doctorat, postdoctorat. Știți că, și, ca să închidem acest punct, că cumva am depășit, știți că e o marotă care circulă foarte des, în special pe rețelele sociale, de socializare am văzut-o, dar circulă și așa, din vorbă în vorbă. În Valea Jiului nu sunt locuri de muncă. Niște colegi de-ai mei au făcut o cercetare. Vreau să vă spun că sunt zeci de locuri de muncă disponibile la orice oră în Valea Jiului și totuși nu se întâmplă mare lucru, adică foarte puțini oameni care se angajează pe aceste lucruri. Dar, vedeți, s-a creat această marotă că nu sunt locuri de muncă. Și totuși sunt. Dacă te uiți bine, sunt. Sunt locuri de muncă, da. Îți găsesc imediat câteva vicii ale acestor locuri de muncă. Pentru că, așa cum este capitalism la angajatori, este capitalism la cel care vrea să se angajeze. Salarii mici, chestii... Odată salariul este mic, programul este lung. În altă ordine de idei, lucrezi sub pregătirea pe care este foarte probabil că tu o ai și atunci nu sunt cazuri în care nu se acceptă așa ceva. Sunt cazuri în care unii lucrează fără carte de muncă pentru că spune, domnule, este perioadă de probă, hai că mai vedem cum facem. Asta cred că au mai dispărut în ultima vreme, dar am înțeles că mai există. Deci mie îmi place că ești un tip... Sunt optimist câteodată, întotdeauna. Nu te las. ITM-ul nu-și face treaba. Nu-și face treaba poliția, am văzut. Crezi că inspectorul ăla la ITM când se duce să controleze... Să știți că aseară, când mi-a povestit cineva despre un caz foarte interesant în care niște muncitori au fost scoți dintr-o fabrică și au fost ținuți într-un microbuz pe partea cealaltă a drumului ca să nu fie depistați. Fără să știu. Sunt în neregulă. M-ai înțeles? Deci eu nu pariez. Nu dau bani mulți. Nu, dar eu vă spun la nivelul sincer că există și această discuție și aceste locuri de muncă, majoritatea se găsesc în comerț. Da, în prestări servicii. În industria hotelieră. Să am văzut lista. Deci dacă... Zeci de locuri. La ora asta. Zeci de locuri la ora asta și noi discutăm de zeci de mii de disponibilizați. Bun, dar Nicolae, stați că cei care pleacă, v-ați zis, pleacă la pensie, doamne, nu... Nu te... 1500 nu pleacă domnule, toți la plimbare. La 45 de ani și să știu că mai am în față zeci de ani de viață activă, să stau acasă, m-aș plictisi. Ați fi surprins să vedeți că poate nu întotdeauna lucrurile stau cum ziceți. Eu spun de mine și nu doar de mine. Sunt multe cazuri, oameni ca și mine, care spun, domnule, cum să stau acasă de la 45, 46, 50 de ani? Păi ce fac? Închidem cu disponibilizările, cu siguranță atâția cât vor mai rămâne. Peste o vreme vom discuta din nou despre disponibilizări, că de, așa e în Valea Jiului. Tot despre Valea Jiului vorbim și în penultimul punct de astăzi, rubrica consacrată deja baron de Valea Jiului. Astăzi nu voi da numele unui baron, cu rugămintea ca în urma a ceea ce vom discuta în această seară să primesc din partea dumneavoastră recomandări, sugestii despre cine ar fi cel care patronează ceea ce eu am numit dictatura banului în Valea Jiului. Colegii mei o să pună și pe ecran ceea ce am scris în această săptămână pentru a vă vedea. Aici vedeți o poză care a avut un impact extraordinar, peste 24.000 de viewers, de vizitatori, de oameni care au văzut această poză. Este de la un blocaj în trafic de sâmbătă trecută
după ce invitatul meu a avut aceeași experiență, oarecum mai dură, și o să povestească el pe scurt, cu o zi înainte. Aici, de aici a început, dacă vreți, devoalarea pe care o să o continui, a dictaturii banului. Pentru că ceea ce vedeți în această poză și veți citi în articolele pe care le-am scris, arată clar că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Ele sunt gestionate de cineva care gestionează o dictatură în adevăratul sens al cuvântului, nu o dictatură politică, cum era pe vremea lui Ceaușescu, însă o dictatură cu toate caracteristicile ei și care, din păcate, ne desconsideră pe toți cei care nu suntem în această dictatură. Fie că suntem la nivel superior sau suntem slugi, pentru că o să vedeți când o să devoalez tot mecanismul, că există un împărat care are niște foarte mulți slujitori. Slujitori nu oarecare, slujitori cu funcții mari. Pentru că știți cum e, banul miroase bine. Vă rog, domnule profesor, în primul rând cu experiența. Deci, a și scris despre el. Da, am scris. Acum cred că e pe ecran articolul pe care dumneavoastră l-a scris. Da. Vreau să spun că vinerea trecută. Pe scurt, ca să discutăm și despre dictatură, e important. Aici, am trecut printr-o experiență foarte ciudată, pentru că am stat într-o coloană de kilometri, coloană de mașini, am făcut 3 km în 55 de minute, pe sensul de mers înspre ieșire din Petroșan, spre defileul Jiului, erau în jur de 4 km de mașini, 4 km, te rog frumos să reții. Sute de mașini. Mii, poate. Pe partea cealaltă, păi, se întindea de la Livezeni, coada și până... A fost moment în care a fost până la mijlocul centurii. Trecuseră, aproape se duseseră spre avion. Da, mai dincolo de avion. Iar eu am luat de la Parângu, din stația Halta Parângu, și am luat acest drum. Ce se întâmplă? Și de ce m-a impresionat pe mine acest lucru? Neplăcut. În laterala mea, în dreapta, era un Opel, parcă, sau un Ford roșu, condus, ți-am povestit cazul, de o doamnă, o femeie, era și mamă, cu o bunică în dreapta și cu un copil în spate care, doamne, mașinile toate duduiau, claxonau, era o situație tensionată. Vă dați seama, poluare acolo, ce era? Poluare. Doamne, copilul ăla a început să plângă pentru că era speriat, nu știa ce se întâmplă. Nu era nicio fetișcană din aia cu părul lung, așa, ca să treacă cu mașina, să ne vorbească la megafon că muzică ne-au pus în pandemie imnul. Banda din stânga noastră, deci, era liberă, se trecea pe ea, cum să spun eu, în neștire din cealaltă parte, semn că se fluidiza traficul, copilul ăla plângea. Femeia ne-a rugat, domne, vă rog frumos, mutați cumva mașinile. Și atunci oamenii de acolo ne-au mai organizat ca să lăsăm femeia să plece și să întoarcă înapoi în oraș, pentru că, deci, copilul pur și simplu era isterizat. Asta e faza 1. Faza numărul 2. În giratoriul de la Kaufland, domne, au stat oamenii în parcare cu zecile de minute că n-au putut să iasă. Nu lăsa nimeni să iasă, da. Pentru că giratorul era blocat. Nici picior de polițist. Faza numărul 3. În același giratoriu, o ambulanță, se poate verifica pe camerele de luat vederi de la Altex, de la Kaufland, de unde vor ei, a trecut prin giratoriu, pe celălalt sens, n-a intrat prin dreapta, s-a dus prin stânga, era cu pacient. La 100 de metri vedeam un polițist care era total depășit de situație. Când am ieșit și ne-au dat voie în sfârșit să ieșim, ce se întâmplă? Pe partea cealaltă la defileu erau în jur de 30 sau 40 de mașini, domnule Tașcă, și în partea asta altă erau 4 km de mașini. Deci oamenii ăștia n-au învățat că trebuie să facă ponderare. Ce înseamnă chestia asta? Blochez un oraș întreg cu 4 km de mașini și în cealaltă parte le fluidizez în sensul că, hai, mergeți. Și cel mai curios lucru este că nu se lucra pe sensul nostru de mers, se lucra exact pe celălalt. Ceea ce înseamnă că oamenii ăștia, vineri după amiaza, când este weekend și se știe foarte clar că oamenii pleacă în afara orașului, s-au apucat să asfalteze. Eu n-am nimic cu chestia asta, este aia, foarte păi, bine. Da, dumneavoastră ați aruncat vina pe polițiști, dar eu vă spun că vina e dincolo de polițiști. Eu spun așa. Dictatura e dincolo. Dacă trimiteai două, trei echipaje de poliție, polițiștii steți, care știau să-și facă treaba... Cred că sunt cam rari, ce scuze. Străzile perpendiculare pe șoseaua principală, pe bulevardul 1 decembrie, erau blocate de mașini care nu puteau să intre, nu puteau să iasă, pentru că dădeau în coloană. Sigur, da. În benzinării, oamenii care alimentaseră nu mai puteau să iasă. Deci niciun echipaj de poliție, nici o fată din asta cu părul lung, să se fi dus pe acolo, să fi vorbit cu oamenii, să spus, domne, facem comunicare. Stimați participanți. La poliție comunicare, domne, uite, vă spun eu cum trebuie să facem. Stimați participanți la trafic.
Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat. Ne cerem scuze că nu suntem incompetenți. Vă asigurăm că situația este sub control, lucrăm la fluidizarea traficului, etc., etc. Dom'le, dacă trecea o mașină de poliție cu chestia asta în sus, în jos, de câteva ori, liniștea oamenii. Erau fel de fel de, cum să spun eu, zvonuri. Că e accident, că e mortal, că nu e mortal, că s-a răsturnat un camion. Oamenii ăștia... Nu s-a răsturnat nimic. De când e mai niște proști. Știi ce a fost vineri seara acolo? A fost pur și simplu o micționare pe respectul față de cetățean. Pentru că mi-am dat seama că dacă oamenii ăștia nu reușesc să gestioneze o situație relativ simplă, ce s-ar întâmpla în cazul în care trebuie să ieșim din această vale gâtuită că este evacuare? Evacuarea populației, că se întâmplă ceva. Să ne ferească Dumnezeu. Să nu vă încredeți. Dacă nu ne organizăm de unii singuri, ăștia ne omoară. Păi am stabilit asta de la punctul întâi. Doamnelor și domnilor, să știți că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Ele sunt gestionate de o dictatură care, așa cum am denumit-o eu, are în centrul ei nu un gând politic, nu o doctrină, nu ceva de genul ăsta. Nu. Are în mijlocul ei bani. Și dacă o să urmăriți și o să discutăm aici la emisiune, dar reiau și vă rog să înscrieți pe toate rețelele, pe toate, prin toate metodele, cine credeți că se află în fruntea acestei dictaturi a banului? Pentru că, vă spun, există un om care coordonează pe toți și care este răspunzător în mod direct, pentru că toți banii ajung la el, de acest dezastru general. Colegii mei n-au dorit să dea astăzi pe post o imagine unui accident care a avut loc la Dărănești, despre care eu cred în continuare, deși nu s-a demonstrat oficial, că a fost generat sau ar putea fi generat de gropile nenorocite care sunt acolo de zeci și zeci de luni de zile, în care ți-e frică să dai cu roata, pe să putea să sară roata pe capotă. Tot acest cerc se închide în jurul dictaturii banului. Cine este dictatorul? Asta este întrebarea mea pentru dumneavoastră și m-aș bucura să primesc zeci, sute, mii de mesaje în care să vă arătați indignarea și să-l devoalăm pe acest, nu mă feresc să-i spun, om de o speță extrem de joasă care pentru interesul lui își bate joc de zeci și zeci de mii de oameni care încă mai locuiesc în Valea Jiului. Încă! Nu uitați ce vă spun, încă mai locuiesc pentru că s-ar putea să plece și ăștia, dar banii vor rămâne tot în buzunarul lui. Mai vorbim despre acest lucru, dar vă rog să-mi scrieți pentru că vreau să fiți partenerii mei în această dispută cu acest dictator nenorocit, așa cum au fost toți dictatorii și inclusiv cu slugile sale care sunt bine poziționați. Să știți, nu sunt oameni obișnuiți, sunt oameni cheie în comunități, în firme, în ce doriți dumneavoastră. Sunt oameni foarte importanți, dar vom devoala toate lucrurile acestea, nu știu, săptămâna viitoare, în două săptămâni, când lucrurile vor fi limpezi, cu rugămintea de a fi partenerii mei în această devoalare. Ultimul subiect astăzi, domnilor și domnilor, vă amintiți cu siguranță de cazul Arad. Da? Ioan Crișan, om de afaceri din Arad, necunoscut publicului până atunci, era omorât într-un stil barbar, aș putea să zic, cu un atentat cu bombă în mijlocul Aradului, sau mă rog, nu știu dacă chiar în mijloc, oricum pe una dintre străzile importante ale Aradului, în dimineața de vreme. Am descoperit informații săptămâna aceasta, doamnă și doamnă, că în urma controalelor care s-au efectuat plecând de la această tragedie, lipsește explozibil dintr-o mare instituție, și vedeți ghilimelele, și anume de la INSEMEX. Cum vi se pare, domnule profesor, această știre? Asta mie mi se pare, dacă se confirmă și din ce am citit în articolul tău, am văzut că ea este confirmată de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean. Ne-a spus doar că se face un control. Se face un control. Iar celălalt director științific a spus că nu este vorba, sunt doar povești. Acum ce era să spun? Bine, bun. Domnul Găman, dar știți că domnul Găman... Stai că ajungem. Da, vă rog. Să știți că nu mai avem foarte mult timp. Nu, aici e o mare problemă dacă lipsește și o cantitate de câteva grame. Da, credeți, nu, haideți să vă întreb altfel. Credeți că se va mușamaliza și această poveste, așa cum s-au mușamalizat multe povești? Da, da. Deci până la urmă nu va fi minus explosiv. Dovadă relaxarea domnului Găman, care ai spus tu că a plecat în concediu. Eu aș spune că nu e chiar o relaxare. Eu cred că ți-a spălat pe mâini, capilat din pont. Domnul Tașca,
dacă ar fi, zis, domnule, eu nu sunt aici, dacă ar fi crezut că este cea mai mică, cel mai mic pericol, cea mai mică primejde pentru el, ar fi stat aici, ar fi supravegheat lucrurile. Dar cum știi că nu are absolut niciun fel de posibilă, cum să spun eu, aplicare a organelor legii asupra lui, ți-a spus salutare, tași că plec în Cuba. Sau unde a plecat? Nu știu, dar te râdeți în față. Deci întrebarea e aici, dacă am avea poliție... poliția face cercetare. Nu, nu, păi... Deci, domnule, noi când discutăm de poliția asta, discutăm în termeni de natură științifico-fantastică. Da? Este Isaac Asimov, fundația, mă, înțelegeți? Da, da. Ce vrei tu, războiul stelor? Asta este poliția din... e fantezie. Noi aici ne încadrăm la regimul armelor, muniților, al materialelor explozive și substanțelor periculoase. Nu contează că lipsești un kilogram sau că lipsesc 10 grame, 20 de grame, pentru că cele câteva grame se aruncă în aer o mașină, o conductă de gaz, un apartament, o casă, etc. O ușă, adică se pot ucide oameni. Și fii atent, INSEMEX-ul lucrează cu explozivii cu care se lucrează în mine, adică cei mai puternici. Mă înțelegi? Și dacă am câteva grame de explozivii de genul acela, eu pot să fac... Eu nici nu știu dacă e vorba de câteva grame. Nu știu, eu spun la grame. Deci nu, mi-e frică să mă gândesc că a dispărut un sfert de kilogram. Dar dacă este așa, îți dai seama că este o situație de o gravitate și de o complexitate ieșită din comun. Dar pariez că nu se va întâmpla absolut nimic. A, aici și eu sunt fel convins. Numai că, vedeți, informațiile circulă, au ajuns și la dumneavoastră, au ajuns și la mine. Probabil că și sunt și telespectatori care știu despre acest lucru. Și acum am întrebat să se fi lansat INSEMEX-ul cu domnul Găman, evident, pentru profitul domnului Găman. Și pe piața neagră a explozibilor, adică... Nu. Eu, deci... dacă încep să dispară, dacă mai încep să dispară și niște puști mitraliere, știți că s-a mai întâmplat pe România. Și cum să nu? Adică, eu nu știu ce să mai zic, eu sunt deja destul de sceptic, integritatea noastră fizică e... Îmi pare rău că nu mai avem foarte mult timp la... Nu avem 3 minute. Deci, nu m-aș încadra. Era vorba despre o chestie extraordinară care ar face o paralelă între și între. Dar poate cu o altă ocazie. În orice caz, dătător de seamă este faptul că nu avem instituții în această țară. Și la Sibiu, exact în ograda domnului Klaus Iohannis, care ne-a spus, facem România altfel, facem România lucrurile bine făcut, facem pas cu pas, facem nu știu ce facem. Așa, s-a demonstrat că s-a desființat serviciul poliției rutiere, pentru că din 27, 25 sunt arestați. Dacă cineva crede că vorbim cu răutate despre poliție în condițiile în care 25 din 27 sunt arestați... Știți cum e? Sibiu e un oraș frumos, plin de turiști, oamenii merg, mai greșesc strada, da, mai se bagă pe contrasens, vine domnul polițist. Dom'le, dacă s-ar face o anchetă, să vezi ce averi iau ăștia de la rutieră, să îi pune averea în contrapondere cu salariul, ia-i umfla imediat. Vedeți, aici chiar vorbeam și astăzi cu cineva, din păcate nu mai există acea lege a ilicitului. Ți-am povestit faza cu unul în anii 90, seara pe la, nu seara, era noapte, în jur de 23-24, mă oprește pe principal, îmi pune fiola să trăiți la noapte bună. M-am dus să bag mașina în garaj, a venit cu mașina poliției pe podul garajului. M-a blocat practic, el credea că mă ascund. Șeful, s-a înverzit fiola. Dom'le, eu n-am băut. De ce îmi spuneți chestia asta? Nu dau numele, da, ca să nu. Fii atent ce s-a întâmplat. L-au prins, el umbra mereu cu o fiolă folosită în torpedou mașinii. Da. Și după asta, și unde îi mergea, da, o scutea, ca să-i dai 200 de mii de lei, cum era atunci, 300 de mii de lei ca să scap de nebun. L-au prins și după asta l-au pus ca să păzească deținuții la judecătoria din Petroșani. Deci cu din ăștia se ocupă domnii ăștia. Ultima întrebare, domnule profesor. Va fie această chestiune a explozibilului sfârșitul prietenului nostru Găman? Nu. Nici pe departe? Nu. Nu, nici dar poate fi un pretext pentru eventuala lui demitere? Sau... Dom'le Tașcă, dacă zici că este adevărat că a plecat în concediu și a plecat din țară, dacă ăsta se întoarce, n-are niciun fel de problemă. Dacă nu se întoarce, are probleme. Păi la banii lui n-ar fi spus, domnule, să se mai spune. Spus, n-are probleme, stai liniștit. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru prezență și pentru discuție. Domnilor și domnilor, sper că mă veți ajuta să devoalăm dictatura banului în cele mai mici amănunte ale sale și de asemenea să găsim împreună și explozivul de la INSEMEX. Sigur că până la urmă cred că se va găsi undeva, va fi pitit, să nu fie în biroul domnului Găman, că atunci ar fi gravă treaba. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat în această seară la noi. Ne vedem din nou vinerea viitoare de la ora 18.